Bun, am terminat de desfacut ăla, la am la loc. M-am apucat un pic de asta să mai băzi la el. I-am dat bujile jos. Cu asta am avut mare probleme. Cu asta de aici, cu a doua. Stați să vă și arăt. Uitați. Că nu mai focalizează rahatul asta M-a ramas o parte de închiulasă pe ea. Nu știu dacă se vede. nu știu dacă o să mai dacă o să mai închidă, că nu-i pune la loc. Nu o să mai pun asta oricum, dar mică mă rup din, din filetul ăla de închiulase. Chestia faină, am desfăcut asta, nu știu dacă se vede, am apă în el. Deci înseamnă că nu, nu mi sparte instalația. Pare să o fi fost antigel, acum nu știu că nu mai fi de copte și furtunele astea pe păi aici să mă uit să le verific. Dar cred că o să dau ok la asta, să mă trebuie să trebuie să vă pun și cam și astea de la benzină să te coapte să te bandajate, trebuie să le desfac să văd cum pot să vreau să și scot benzina din ea că cine știe de când o fi că sau de dacă dacă mișc de ea sau de ceva clink clanc clink clank în rezervor cred că îi pun un bidon aici și o să desfac și astea să verific platine dacă mai e ceva de capul lor cred că o să curăț și carburatorul, nu trebuie să o dau un pic mai în spate că n-am loc acolo și nu, chestia îmbucurătoare, cum v-am zis, e că pare, că pare că, apa, apa încă, încă este. Și acum o să vedem. Cred, cred că o să-i dau ok azi. De, de învârtit la învârtit merge chiar foarte ușor. La asta, nu știu dacă se vede acolo jos, nu am de la de băgat manivela. Cred că francezii nu, nu erau cu manivela. Și nu, acum să văd, când o să montez bujile la loc, să văd dacă pot să... Dacă mai face aia compresia acolo. Nu. Cam asta e deodată.